Akkor az is kérdés, hogy itt szólsz. Nas? Are nas acolo? Ok, ok. Am să e găina ta de companie? Da. Cum o cheamă? Păr. Gânia. Gânia o cheamă? Da. Păr, păr. Gânia. Uite, nas, nas, uite. Da, de cioc. Nu lovi, mă. Put, vai, seacă. Prinde-o. Așa, bravo, ai prins-o, tati. Numai n-o lovi, n-o lovi. Oh, tati! Ochi, ochi. Ți-a sărit penele în ochi. Gânia, gânia. Găina, da. Pinde, pinde. Vreți să o păstrăm? Da. Vreți să faci nali cu ea? Da. Unde? În pat. În pat? Da. Tu ce ai iubire? Oare am alergie? Bunica, bunica. Am alergie? Nu, nu, nu. Dacă nu. Ne pricopim cu păduci. Că eu știu că găinile au păduci. Pat, nani, nani. A, așa, faci nani cu ea? Nu. Ude, 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 ude. Ce e la tati? Las, las. E cioc, cioc se numește. Cioc, ia zi, cioc. Cioc. Cioc, da. Amza, da! Nu fi supărat, trebuie să stea singură acum găina un pic, bine? Te-ai spălat pe cap, Amza. Nu să pun. Ești imaginează. Curat acum? Ce? Ești curat? Da. Na bine, ut, măcar atât. Ut, ut, ești... ut. O, da, uite, ai clăbuci. Cum te clătesc eu acum? Trebuie să-l spăl, pentru că el s-a spălat numai cu săpun. Și-a pus săpun în cap. Nu mai faci asta, tata. Da? Știu că vă întrebați care e faza cu găina. Am luat-o de la un văr de-al meu care are niște găini în gospodărie ca să filmez ceva pentru Planeta Veselă. Și am vrut să-i arăt și lui Amza și văd că s-a îndrăgostit de ea. Hai să trecem! Gânia! Gânia! Iar găina este aici. Nu vă faceți griji că este în regulă. Hai! Hai, trebuie să o ducem la locul ei. E întuneric acolo unde o să o duc. Da, credeți-mă că, uite, sănătoasă, vezi? Mâine o să mă las de la școală la ora 9:30. O să mă duc să-mi pun aparat și apoi o să mă duc înapoi la școală. Wow! Hello! Bună! Melissa trebuie să vină pentru aparat dentar. Da, v-a zis? Da. Da, să vină altă Melissa. Pa! Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi sunt împreună cu familia mea, tata, mama și Scarlett. Amza este acasă. O să mergem să ne punem aparat și sunt super aparat dentar și sunt super, super încântată. Noi două avem aparată diferit. Eu am un aparat pe cerucuri și Melissa are fix. Sunt foarte încântată și mi-e frică, nu știu. Adică am emoții pentru că nu știu dacă o să mă doară sau nu. A dormit mama? Nu. Nu. Și mama a avut aparat dentar, de aia are dinții așa de frumoși. Și chiar are dinții super frumoși și vreau să iau ca ea. Și ea. Mulțumesc, fetele. Mă jucam cu limba și la aparat acolo de-mi făcusem bubiță pe limba. Oh, da. Și s-ar putea să facem ceva răni aici la gingii, știi, de desubt, cum o să este. Orice lucru frumos e de plătit un preț. Papa suferă la frumusețe. Practic nu e numai de frumusețe, e și de sănătatea mușcăturii. Nu mai știți ce? Eu vă întrerup, trebuie să intrăm cam întârziat. Da, ok. Scarlett, îmi place părul tău. Bună ziua! Bine! Am ajuns emoționați! La
spital sau la doctor trebuie să vorbești în șoaptă. N-am înțeles asta, de ce în hol toată lumea vorbește? Doctorul este înăuntru. N-am înțeles, dar și ea se impune așa o liniște. Melissa, ești sigur convinsă că vei face asta? Hai să vedem cum îi umblă în gură. Stați să pun un pic video pe pauză aici, pentru că trebuie să vedeți cum am ajuns prima dată la cabinet. Ok? Și venim imediat înapoi. Să luați doar un pic loc și imediat vin aici ca și pisică, pregătită? Haideți, intrați. Deja ai distracție. Și eu să-i punem direct aparat fixul, adică o să aibă direct brecheti, da? Brecheti pot fi metalici sau transparenti, cum ai avut tu, Sara. Mm-hmm. Da? Dacă vrei culori, punem brecheti metalici, schimb culorile. Avem și turcoaz. Avem toate culorile. Și o să-ți explic, Melissa, cum să te peliezi cu brecheti. Brecheti, practic, o să-i alinieze la linții. 3-4 luni după aia îmi pune de jos. Exact, da? Să te obișnuiești un pic cu partea de sus. Hai, scarpete, ești pregătită? Scarpete are maxilarul mic, da? E compresie de maxilar. În cauza asta nu mușcă bine pe zona laterală. Deci la ea e un tratament ortopedic în primă fază, adică lungim maxilarul, lucrăm pe partea osoasă, pe partea scheletală și apoi când o să aibă toți dinții definitiv, ca și Melissa, o să-i punem și ei brecheti. Da? Deci la ea o să fie în două etape tratamentul. De rog, și să vă Deci fii atentă, e ca o plastelină pe care o pun pe dinții tăi. O să vreau să încerc să respir pe nas, că așa îți inhib reflexul de vomă. Respir pe nas, avem un material care se întărește foarte repede. În mai puțin de un minut ești gata. Bine? Iuzița moare. Vrei să-ți pun un pic pe deget să-ți zici cum te întărește? Imediat se întărește și față de jos. Respir pe nas, Carla. Ne zici când se întărește să știm să o dăm jos, ok? Acum zici că ești uite pe unde e tințișor. Deci la ea o lipsă foarte mare de spațiu și o mușcătură inversă. Credeam că îmi pune slime-ul așa în gât. Slime? Da. Și după aia vine o linguță de ține limba și pas vine nu știu ce. Ia și slime acolo sus. Eu. Da. Și cum a fost? Fain. Să vă spun. Vii și tu? Hai sus. Este doamna Păunescu. Draga mea doamnă ortodont. Exact. Ea mi-a pus aparat dentar. Câți ani aveam? 23 de ani? Da, de genul. Mai, era mică, Scarlett. Exact. Când cu ea, la 23 de ani. Avea vreo 2 ani. Da, așa, și ține așa de loc. Perfect, super. Ești gata cu asta. Bun. Ce și tu, mă? Hai. Resta, bine. Așa, fă cu dinții, fă dinții. Dinții. Deschide gurița. Deschide gurița, stai. Așa, un buc. Miază, next time, vă mulțumim mult. Plăcere, vă aștept la aparate. În sfârșit ne place și nouă la dentist, nu? Un loc în care nimeni nu vrea să ajungă niciodată. Din nou la doamna doctor Păunescu, emoționați cu toții. Astăzi Melissa primește aparatul, brecheti metalici. Ele sunt de fier, țin bine. Foarte bine. În general, copiilor le recomand brecheti metalici. Fricțiunea e mai mică, tratamentul merge un pic mai repede. Exact. Și lor îmi place, le punem culori. Exact. E scump să vedem cu ea zi de zi să scoalați pe dinți. Poate fi și relaxant la asta. Te face așa, mai dinți. Da, ai ceva pe dinți. 4-5. Gata, alegeți culorile și acum ați spunat și iată ce-i place.
Asta? Aoleu. Ca să simte. Îți pun arcul, practic arcul e partea activă a aparatului. Așa, îl tăiem să nu te jeneze. Ok. În următoarele zile o să simți un pic tensiune pe dinți. Doare? Nu, nu e ceva dureros, dar o să simți așa ca o presiune pe toți dinții, mai ales când muști din ceva, când mănânci. Gata, ești Melisa? Este atât de calde femeile astea două, deci e incredibil. Nu știu, cum stai? În general, când vorbesc cu una, când goara... Da, avem un bodet. Da, foarte. Cum e, Melisa? Nu știu încă. Adică, simt cam ceva pe dinți. Wow! Ce revelație! Nu știu exact ce e, adică e... Deci pe care nu știu cum arăt. Vreau să văd. What? Așa arăt? Așa arăt eu. Asta nu sunt eu. Să zice. Dați un like pentru aparatul meu. Asta fai? Ești foarte drăguță. Mersi. Este super bine. Deci în următoarele zile e posibil să simtă un pic tensiuni pe dinți, da? E normal, dacă e nevoie deja puteți să-i dați. Deja simt mai strâns. Sunt mai strânși, nu? Da. Exact, asta e senzația pe care o să simți. Nu e ceva dureros, nu e un tratament dureros, dar e așa o presiune în primele zile, da? Dacă te jenează ceva, folosești ceara asta, e posibil ca la început să simți un pic, să-i simți un pic proeminent, să-ți facă vreo rană pe buze sau pe obraj. Trebuie să ai grijă să nu muști din alimente foarte tare, da? Deci tot ce e tare, nuci, alune, mere, ți le tai în bucățele, da? Melisa, meriți un like! Mersi! Eu mulțumesc! Plăcere, urmează Scarlett! Hai, Scarlett! Hai! Wow, deci acum schimbăm garajul. Poți să iei loc și noi. Urmați! Pregătesc! Scarlett și-a dorit un aparat albastru cu sclipici. Se vede și sclipiciul? S-au asortat. Wow, chiar că e pus chipici. Da, amândouă. Ce fain. La ea, cum are incisivii laterali înăuntru, trebuie să înălțăm un pic ocluzia ca să poată să se alinieze. Și atunci am făcut pe gutiere. Pe românește să-i lărgim gura. Exact, dar tot fix. Este afin, tot fix. Da. Scarlett, are aparare maxilarul mic, nu te doare nimic. Catati, maxilarul catati. Ce să faci, tati? Nu poți să moștenești doar înțelepciunea, frumusețea și... O să vă învăț să activați aparatul în mână ca să prindeți un pic mișcarea și după aceea o facem și în gură împreună. Bine? Cine activează? Cine e mai tehnic? Mami sau tati? Tati e tehnic. Exact. Da? Nu e ceva greu. Păi îmi place, e că ok, de 14 când exact. Te bagi cu mașina. E bun, Leco. O să simți un pic strâns. O să ai văzut cum a simțit, cum a spus Melisa, că simte un pic strâns, da? Ok? Uite că tu asistai și la nașterile copiilor. Ce să zic? Ești și la aparat dentar. Da, am emoții pentru copiii mei. Tată, să pui muzică din aia. Un tată copleșit. Ce să fac? Alții cu gura mai bună n-am putut să fac. Cum simte? Asta mi-a ieșit. Acolo e un pic mai înalt. Bun, și ăsta se mai dă jos câteodată. Nu avem voie să dăm jos. Și rămâne pe dinție. Toată viața? Nu, dar 7, 8, 8. Deci când termin școala, îl dăm și pe asta jos. De 7-8 luni o să o auziți pe Scarlett cum o să vorbească. O să-i pun subtitrare, da. Ce-o să-i pună subtitrare? Mama, înseamnă că o să mă las pe la și nu o să pot să vorbesc. Astăzi nu o să poți să vorbești, mâine o să vorbești bine, depoi mâine o să vorbești perfect. O să spun și ce i-am pus și Melisei niște rulouri. Da, știu ce e. Știi ce e asta? Să-mi putem să înțărească lipiciul și este aproape gata.
Așa, vezi, uite, a intrat bine. Și pe aia altă. Ține gura mare. Hop. Ține gura mare, scam. Vezi? Bun. Vreau să mulțumesc foarte mult doamnei Păunescu la Orto Studio aici în Brașov. Știți că noi suntem din zona asta, pentru că ne-a lăsat să filmăm și să vă arătăm și vouă ce facem, ce am făcut noi cu aparatul dentar aici. Și dați-le un like. Da. Mulțumim frumos, Ramona. Și Orto. Ne vedem la control curând. Pam pam para pam pam pam. Ba 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 ba. Avem două șopârle în spate. Una își trage balele. Ce mi-e divers să faci care. De acum așa o să vorbească pe vlog. Bună zile, avem, am găsit eu sunt Scarlett. Și aș vrea să... Vă rog, răbiți, vă trebuie să ajung la școală. Da, pierzi lanciul. Da, mi-e foame. Am dat o dată de cheiță și gata, e ok cu aparatul. Bun, acum suntem la momentul în care vrem să testăm, să vedem dacă ele se pot descurca să mănânce anumite mâncăruri cu aparatul dentar. Da, când e vorba de aparatul meu dentar, de fiecare dată când merg undeva, de exemplu și la școală, trebuie să îmi iau o trusă cu unde am tot ce am nevoie pentru aparatul meu dentar și o să o aduc acum. Oh. Deci am așa o trusă și când deschidem înăuntru, prima dată vedem o pastă de dinți. Așa. Ai luat totul aia din buzunar. Apoi avem gelul ăsta în cască, mă doare aici la buză, să-mi pun pe aparat. Gelul ăsta. E o chestie ca o plastelină, atinge că aia mi-o bag în gură. Așa. Nu atinge că aia mi-o bag în gură. Așa, am periuță de dinți, așa. Și o chestie de astea unde, surpriză, ce? Am scobitor. Și o oglindă. Ce tare, foarte bine ți-ai făcut tu asta. Hai să trecem că vreau să văd asta. Ia hai. Voi, okay, acum deci... voi nu știți ce e aici. Eu v-am pus asta. Da, eu am pus și okay. Și o să da? Și după aia o să vă pun altceva, dar o să țineți ochii închiși și să da. O să mâncați, da? Okay. 3 și un măr. Aoleu, am primit o dată la școală, știi? Măr și trebuia să-l tai ca să mănânc, dar eram primele zile că mă durea mai tare. Acum nu știu cum e, hai să încercăm. Mă doare. Aha. Au. Nu pot. Ei, dar poți, mă, cum nu? Au. Poți. Eu văd că poți. Ia. Fazei că cu aparatul fix pe care îl are Scarlett, aici doar pe măsele, e mai ușor să muși din măr. Ție cum îți e? Uite, cam atât am mușcat eu din măr. Mi-am mușcat doar mușcător. 3 Oh, un sandwich! Deci eram la școală și nu puteam să mănânc sandwich. Dar după aia am putut. Mă doare. Dar știi cum facem la școală? Așa. Ah, mă doare. Mi-e foame. Deci mă dor degetele, mă dor dinții foarte mare. Degetele. Da. Vezi, mama, că e bine să mă doare dinții, că dacă nu mă doare deloc, înseamnă că nu face nimica, deci... Da. Mi-a intrat în aparat dentar, serios. Aia e tehnica? Aia e tehnica ta ca să scoți de sub... Da? Vrei o scobitoare? Gata! Gata, da, am scos-o! 3 și... Serios? What? Avem o lămâie. Deci... Și trebuie să mănânc? Păi am zis că... Ăsta e challenge, să mâncați, să vedem cum merge cu aparatul. Aici nu mai e vorba de aparat, serios. Vrei să cuși mama? Nu. No. Hai, o să mușc. Poți să mănânci cu așa, poți să muști. Am mâncat! Bravo. Dacă ăsta îl veți putea mânca, înseamnă că puteți mânca orice. Hai. Nu! Și cum ar fi trebuit să mănânc eu asta? Oh. Și fără aparat dentar, nu știu să mănânc. Deci, oamenii ați scoapă. Dar ce e așa greu tu scap? Încă mă doare sus. Jos nu mă doare pentru că nu am aparat încă. Mm. Scatul poți să mănânci, e mai ușor la tine, nu?
La tine cum e, Mel? Îmi doare. Te doare? Mhm. Mm. Ai voie, atunci nu forța. Nu forța, da. Dacă te doare, nu forța. Dar e bun. Uite, poți să rupi așa și să bagi în gură. Asta e ok. De cine are aparat dentar ca ăsta să îi mărească maxilarul? Mm-hmm. Poate să mănânc... voie să mănânc... Da, poate să mănânci aproape orice. Da, cam orice. Numai că ți se blochează acolo pe cerul gurii la metalul ăla, nu? Și pe aia faci așa. Pe mașină. Și în prima zi îți cam curgeau balele că făceam așa. Făceai cu tine. Da, bun, acum ultimul produs. Hai să vedem ăsta dacă îl puteți mânca. 3 și... Sigur putem să mâncăm. Poate nu putem să mâncăm plasticul, dar rest putem. Suntem ok, da? Adică... Da, ia să vedem asta cum e. Merge? Melissa, ție o să-ți rămână între brecheți numai negreala. Și eu să trebuia să mă supăr pe dinți. Da, de mâncat? Puteți. Eu mâncat ok, nu mă dor dinții. Acesta a fost vlogul de azi. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și să o salutați și pe Sara în comentarii. Cum zici, Sara? Bună ziua! Hai, vă salutăm pe toți! Pune-te mâna pe cameră, Melissa! Pa, pa!